Hristos a înviat, dragii mei telespectatori! Ne aflăm din nou în seara aceasta la Pixelul Albastru, emisiunea de revista presei, să vă prezentăm câteva din știrile noastre, atât locale cât și naționale. Prima știre locală, care mi s-a părut interesantă, prima ședință pentru organizarea zilor Pașcanului, scrisă de Dana Ursuleasa pe BTV Info, prima ședință de organizare a zilor municipiului Pașcanului a avut loc astăzi, unde membrii comisiei, de la consilierii locali până la directori de instituții culturale și șefii de servicii, au discutat despre cum o să fie cele trei zile de sărbătoare ale orașului. Au venit și propuneri de artiști care să cânte pe scena amplasată în zona stadionului municipal. Ca prezentatori ai evenimentului, membrii comisiei au venit cu propuneri ca aceștia să fie Daniel Iordăchioaie, Corina Dănil, Buzdugan și Morar sau Andy Moisescu. Menționăm că a fost o propunere ca în prima zi, vineri, 3 iulie, să fie dedicată artiștilor locali. Bravo! Au fost trei oferte de organizare. Axial Music, firma ce se va ocupa și în acest an de sărbătoarea orașului, pentru că prețurile sunt mai mici comparativ cu celelalte două oferte, Live Artistic și Spring Media Group. Dar și pentru că există o colaborare de 2 ani și până în prezent și nu au fost incidente de organizare în anii 2012 și 2014. Ședința a început la ora 10, iar discuțiile au fost deschise de șeful poliției locale, Vasilica Avasiloae, care a vorbit despre cum se va desfășura circulația în zona stadion și centru și mai ales despre siguranța ordinii și liniștii publice, pază și protecția miilor de persoane care vor veni la distracție și pentru a fi ferite de incidente. La ședință au participat și directorii Casei de Cultură, Biblioteca și Clubul Copiilor din municipiu. Aceste trei instituții vor organiza activități, spectacole, concursuri, aceleași ca și în anii precedenți. La întâlnirea de astăzi s-a discutat și îmbunătățirile care vor fi făcute la stadion, acolo unde se vor desfășura zilele municipiului Pașcani, dar și despre ce vor face muncitorii de la Ecosalubritate. Pentru că în fiecare an au fost probleme la împărțirea locurilor pentru comercianți, în acest an contractele de închiriere vor fi primite până la ultima zi a lunii iunie. Menționând că următoarea întâlnire va avea loc săptămâna viitoare, atunci când va fi prezent și directorul de eveniment al firmei votate de membrii Comisiei de Organizare, Florin Lupancu, de la Axial Music din Bacău. Mai mult, până atunci, pășcănenii își pot spune care sunt artiștii preferați, iar dacă aceștia vor fi disponibili în perioada 3-5 iulie, atunci când vor fi zilele municipiului Pașcani și dacă se încadrează în bugetul alocat de administrația locală, ei vor fi solicitați. Artiștii propuși de firma organizatoare sunt, să vedem că este o listă întreagă, Accent și Lidia Bubble Maxim, Cargo, Anastasia Lazareu, Corina Chiriac, Bandidos, Doinița și Ionuț Dolănescu, Ansamblu Folcloric Codrii Neamțului, Ansamblu Folcloric Cununa de pe Someș, Mircea Baniciu and Vladi Knežević on the Teobor, Ioan Ghiuri Pascu and Blue Walkers, Voltaj, Paraziții, Ruby, Compact, Angela Rusu, Mihai Ciobanu, Amadeus, Maxim, Ansamblu Folcloric Busuiocul Bacăului, Ion Paladi, Taxi, Loredana Groza, Ștefan Bănică Junior, Zob și Zdub. Dacă aveți alte propuneri, le puteți scrie în coment. Bun. Încă una. Locuri de joacă pentru copii, cadou de 1 iunie. Scris de Dana Ursuleasa pe bitv.info, maraton administrativ pentru un nou cadou care să fie făcut tuturor copiilor de ziua lor 1 iunie. Funcționarii publici din cadrul primăriei Pașcani au primit ordin ca astăzi să fie inventariate toate problemele din toate parcurile pentru copiii din municipiu. Pe teren sunt reprezentanții unei firme și șeful serviciului de gospodărie comunală din cadrul primăriei Pașcanului, domnul Ștefan Popa, care vor fotografia și mâine la întâlnirea cu viceprimarul să fie găzite deja soluții pentru a ști cum să fie amenajate și dotate parcurile.
Bugetul alocat pentru parcurile de joacă și pentru copii din zonele de alt și val este de circa 2 miliarde de lei vechi, însă viceprimarul orașului Vasile Axinte spune că dacă e nevoie va fi făcută o rectificare de buget. Menționăm că în următoarele săptămâni vor fi făcute îmbunătățiri și în parcul Peștișorul, acolo unde vor fi cumpărate câteva aparate de fitness pentru pășcănenii care vor să facă mișcare în aer liber. Tot acolo vor fi amplasate și câteva scrânciube pentru plichindei, cele existente fiind prea puține pentru cei care își petrec timpul liber în parcul municipal. Și încă o știre scrisă tot de Dana Ursulea, s-a sfârșitul scărilor mari, buldozerul face loc viitorului. Pe bitv.info e scrisă. Aceste imagini, și arată câteva imagini, nu sunt într-un film SF sau reviste din benzi desenate, sunt reale. Buldozerul se află chiar în mijlocul scărilor mari, ele urmează să fie distruse, să fie construite. Altele, sigur, vă întrebați cum a ajuns mașinăria acolo, e bine, utilajul a urcat prin păduricea de la marginea scărilor. Pășcănenii care trec prin zonă se uită mirați cu nostalgie la scările mari și cele mici și speră ca acestea să fie terminate cât mai curând sau la termen. Menționăm că lucrările de modernizare a scărilor mari și a celor mici face parte din planul integrat de dezvoltare a municipiului. Proiectul a fost inițiat de către fostul primar al orașului, Grigore Crăciunescu. Investiția este estimată la peste 5 milioane de euro din fonduri europene, iertați-mă, 5 milioane de euro din fonduri europene și cu cofinanțare de la bugetul local. Până la sfârșitul acestui an trebuie finalizate lucrările de refacere și modernizare a scărilor mari și mici, ale esplanadei și 4,8 km de străzi din zona Vale. Și mai spunem ceva imediat. Cel mai important, Pașcaniu duce gunoiul la Iași. 7.000 de lei pe zi, notă de plată. O nouă notă de plată pentru incompetența administrației locale pe timpul foștilor primari Neculae Rățoi și Grigore Crăciunescu. De la începutul acestei săptămâni, Pașcaniu trebuie să plătească câte 7.000 de lei pe zi pentru transportarea gunoiului menajer la depozitul ecologic de la Țuțora, Iași. Aceasta deoarece au fost fostele administrații nu au fost în stare să găsească soluții pentru amenajarea unui depozit ecologic la Pașcani. Nici nu au vrut să-l construiască. Măsura a fost impusă de inspectorii de mediu în urma controlurilor și din ultima perioadă, așa încât gunoiul să nu mai fie depozitat la groapa de la Valea Seacă, închisă pe hârtie, încă din 2009, dar abia acum prin proces de sigilare. Pentru a face față societatea locală de salubritate, a închiriat două mașini care transportă zilnic 50 de metri cubi de deșeuri de la Pașcan la Iași. Costurile lunare ar fi de peste 160.000 de lei, dublu față de cât plătește acum primăria pentru salubrizarea orașului. Deocamdată nu se știe dacă prețul la salubritate pentru populație ar urmea să crească în urma noilor costuri. Viceprimarul Pașcanului susține că taxa de salubritate ar acoperi cheltuielile, iar de la începutul anului viitor va intra în funcțiune și stația de transfer de la Ruginoasa, acolo unde urmează să fie surtate și compactate gunoaiele. Pașcaniu a aderat la Asociația Județeană de Salubritate, ADIS, în timpul mandatului fostului primar Grigore Crăciunescu. În consecință, situația este similară cu serviciile de apă și canalizare din Arsaci. Mai exact, de la începutul anului viitor, serviciile vor funcționa numai în cadrul asociației, iar societatea locală de salubritate caută soluții pentru a rămâne operator în zona Pașcani. Pentru a fi competitive, se încearcă o asociere cu diferite societăți de profil din Târgu Frumos și Iași. Deci, până la urmă, tot asociații, da? Menționăm că, în prezent, doar 60% din pășcăneni plătesc serviciile de salubritate prin intermediul contractelor încheiate cu Ecosalubritatea S.A. Pașcani. Restul ar urma să achite o taxă de salubritate dublă față de prețul serviciului de salubritate. Uitați-vă, domnilor, cum este problema noastră. Multe știri, multe investiții, acum pe ultima 100 de metri, parcuri, joacă, puțină distracție pentru pășcănean, pentru a reuși să uite de necazuri, să uite, să vină zilele orașului, să mai bea o bere, să mai mănânce un mic, să se mai distreze un pic așa și să uite că el n-a plătit apa de un an de zile, că și alte probleme, și alte probleme. E bine, e bine, e bine să-i dăm distracție, că dacă îi dăm circ și pâine, știm noi că omul uită de necazuri și este deconectat și uită că nu are loc de muncă, uită că salariile sunt mici, uită că nu prea are venituri, uită că are mari cheltuieli și uită.
Dar pentru noi, pentru ăia aleșii, noi, că eu nu sunt ales, da? Gândesc din punctul de vedere a aleșilor locali, aleșii noștri, încă la cutiuța lor, bine mersi, protejați, nu există vreo problemă. Ei, să vedem cum vor vota luni, deocamdată se gândesc cum să se organizeze zilele orașului. Dacă luni va trece votul cu Arsacisul, bine de bine. Dacă nu va trece votul cu Arsacisul, bine de rău. Eu știu, tot bine de bine până la urmă. Dar, totuși, cum facem noi cu apa noastră și cum facem noi cu investițiile? Adică, domnilor, doi primari au fost până acum. Ăsta e al treilea. Niciunul din cei doi nu s-au gândit la cetățean și la multe investiții. Abia s-a reușit cu fosta administrație al domnului Crăciunescu și s-au prins prin cofinanțare, prin finanțare la Uniunea Europeană, cu parcul, cu zona esplanadă, cu zona gării, cu scările, modificarea scărilor. Actuala administrație n-a făcut decât numai să gestioneze ceea ce i s-a dat de la cea precedentă. Proiecte noi n-am văzut. Aceștia se căcăie acum, se căcăie, domne, când te căcăie, asta înseamnă a se căcăie, deci nu e ceva rău scus pe... Abia stai că votăm, stai că nu votăm. Deci când e vorba de investiții pentru Pășcănean, actualii consilieri și actuala administrație se măcăie așa pe ei, parcă ar învăța literele, parcă ar învăța la clasa întâi și de-abia să urnesc treburile. Hai să le terminăm pe... Și știți ce? Nu le-ar fi terminat nici pe alea vechi de fosta administrație date, dar sunt niște termene ca până în toamnă să li termine, să termine și esplanadă, să termine și toate. Fiind termenele astea, ca altfel pierdem banii și numai că pierdem banii europeni, îi și plătim, adică pe cei care Uniunea Europeană ne-i dă, noi ca administrație locală îi plătim dacă nu suntem în stare să finalizăm aceste proiecte. Dar proiecte noi nu. Și tare are nevoie Pașcaniu de proiecte noi. Atât de multe proiecte noi are nevoie Pașcaniu. Hai de mine, dacă am ști. Și creieri, avem creieri fiecare. Am pus acolo niște consilieri să ne reprezinte. Bănuiesc că au creier în cap. Bănuiesc că se gândesc și ei. Dar se gândesc doar la ei, doar la partidul lor. Habar n-am la ce se gândesc. Că nu vor să scoată și ei un proiect așa. Măcar fiecare consilier în ăștia 4 ani de zile să fi scos un proiect de manageriat orașul ăsta bine, de adus investiții în oraș. Mă, nu 13 milioane de euro, mă, nu-și 10, dar măcar 5 milioane de euro. La fiecare consilier tare i-ar fi fost bine. Bă, eu m-am gândit să fac un parc industrial, că tot l-am mai vehiculat pe la urechi. Eu m-am gândit să fac nu știu ce zonă, să o iau, să o... pe domeniul public, să rezolvăm, să facem, să fie foarte bine pe toate străzile din oraș, să fie asfaltate și toate trotuarele înlocuite. Eu m-am gândit să fac o zonă de piață, nu știu cum, altul să vină cu un proiect de muzeu, altul să... Și fiecare, dacă ar fi venit măcar cu un proiect din ăsta, că sunt 19 consilieri, măcar fiecare să-și fie împărțit așa. Băi, hai să vin și eu cu un proiect în care să vină 5 sau 3 milioane de euro de la Uniunea Europeană spre Pașcani. O schimbare, un pod. Sunt atâtea lucruri de făcut. O centură a orașului pe care se circule tot ceea ce este trafic greu. Vai, dar câte nu sunt, câte nu-i trebuie acestui oraș. Câte nu-i trebuie acestui oraș. Eu știu, o posibilitate de a face investiții într-unul din spitalele astea sau pe lângă unul din spitale pentru cei care suferă și fac dialize. Să nu mai fie nevoit să meargă la Iași. Un centru de dialize. Câte nu sunt ca proiecte. Și dacă tu ca și consilier te gândești și le pui pe hârtie și încerci să cauți soluții cu fonduri europene, zău că se
se dă drumul la oraș. Dar dacă stai că nu vrem să vină firma aia, că încep minciunile și încep comunistoidile astea, când ia apa, când e... Nu, domnule, 13 milioane de euro care vin în oraș. Uitați-vă, am citit și știrea cu gunoiul, da? Dom'le, ne trebuia de mult, de mult ne trebuia o groapă de gunoi ca lumea. Aia se sigilează de la Valea Seac. Da, bă, dar una ecologică făcută, cu sortare, cum am mai văzut și noi prin exterior. Sticla adusă într-o parte, gunoiul menajer în altă parte, hârtie în altă parte, fierul vechi în altă parte, nu numai fabricile tăiate și date la fier vechi, ci pur și simplu zonă de depozitare cu fier vechi, cu tot... Și toate foarte bine și organizate, o firmă de salubritate locală, frumos, standard, după standarde europene, după standarde nemțești făcută, construită, și să vezi că una din asta are succes. Chiar firma locală, dacă o construiești după standardele europene, are succes. Nu ca aia altă de apă care s-a dus în cap datorită faptului că avea numai pierderi și alte. Ci pur și simplu, uite, ecosalubritatea asta, firma la care suntem, e bine că își caută aliați, contracte de parteneriat cu firma din Târgu Frumos și din Iași, cu firme din Târgu Frumos și din Iași, pentru a reuși să reziste pe piață. Dar trebuie ajutat, cumva. Și atunci, noi am pus acești consilieri să gândească pentru noi. O firmă de genul ăsta, de salubritate, cu un spațiu bine amenajat. Fonduri sunt la Uniunea Europeană destule, numai să fie accesate cum trebuie. Iarăși, orice ce putem face, v-am spus încă două subiecte, dar eu nu sunt aici ca să vă le dau subiecte consilierilor, nu pentru asta sunt aici. Ei sunt votați ca să ne dea nouă modalități de a trăi bine într-un oraș. Ei sunt votați acolo să caute posibilitatea de a aduce îmbunătățiri vieții noastre. Că noi suntem cetățenii orașului, i-am mandatat pe ei să facă legi pentru noi. Consiliul ăsta local face hotărâri, legi locale pentru noi. Și atunci, nu trebuie să fie câini pe străzi. Sunt câini pe străzi. Înseamnă că nu sunt oameni gospodari. Trebuie să fie strâns gunoiul sortat. Această firmă de salubritate, cum face, cum modalități de sortare, unde se sortează, ce se sortează, nu Valea Seacă, aia care fusese antică, veche și de demult. Se vede treaba că ceilalți doi edili dinainte n-au gândit gospodărește unde pun gunoiul. L-au pus așa amestecat acolo cumva. Așteptau să vină cineva, probabil de sus, Tatăl nostru și Sfântul Petru, să le deschidă mintea și să spună, bă, ne trebuie loc de amenajare a gunoiului și firmă de salubritate făcută nu știu cum. Ne-am mai deschis și noi, mai avem și noi internet, mai avem și noi contacte cu exteriorul. Dacă nu știm cum să facem, ne interesăm, trimitem oameni specialiști să se ultra-specializeze și să vadă cum se face și în altă parte. Uite, dacă noi avem o leacă de sânge de gospodar în instalațiile noastre și inimioara noastră funcționează ca și cum suntem gospodari, nu că așa s-a făcut reclamă, domnule, omul e gospodar, va face pentru oraș, multe proiecte se puteau face. Dar așa o bălăbășeală între ei, chiar și în același partid se ceartă, chiar și în același partid nu-și pun la mintea la contribuție și sufletele și înțelegerea, prietenia sau ce este între ei. Bă, hai să trecem proiectul ăsta, mă, că e important, așa 13 milioane de euro, chiar să-i pierdem naibe așa urât, să ia altul. Pentru că aia 13 milioane oricum sunt prinși în master planul de județ. Îi iau alte localități. Târgu Frumos, Hârlău, abia așteaptă. Hai, domnule, să punem noi bâna pe ei. Și ar fi fost bine pentru. Așa, o peticeală, încă un părculeț, încă... Foarte bine, un parc. Foarte bine. Foarte bine că se fac parcurile astea. Foarte bine că se mai dotează și parcul de pe... și insulița din parcul ăsta, care s-a făcut datorită planurilor fostei administrații. Că și atunci
câte certuri erau de vai de mine. Și atunci, ca și acum, trebuie pus același proiect de 7.000 de ori până trece. Că nu se poate, că altfel gâgă de la noi nu votează pentru investiții. Nu. Are el alți pitici pe creier și are alte nevoințe el. Dar el se gândește la nevoințele lui, nu se gândește la nevoințele cetățeanului care l-a mandatat acolo și l-a ales și l-a trimis să fie reprezentat de el. Asta trebuie să gândim și noi când trimitem aleși de-ai noștri să ne reprezinte. Pentru că vorbeam, uite, și data trecută de asociații, așa măcar tangențial, am mai vorbit și cu alte ocazii, asociațiile astea, pe la urmă, trebuie făcute. Sau dacă sunt făcute, trebuie bine gestionate. De ce? Pentru că, uite, am spus, APA este unul din operatorii care lucrează cu asociații, firma de apă. Altă firmă este cea de salubrizare. Alta va fi cea de termoficare. Și tot vor mai fi firme care vor lucra cu cetățeanul pășcănean și prin intermediul asociației. V-am spus că am un cunoscut, un prieten care s-a dus la altă primărie și și-a obținut certificatul de atestare pentru administrator imobile. El a făcut cereri, i-au venit răspunsuri la primăria noastră: domnule, referitor la cererea dumneavoastră prin care solicitați obținerea atestatului de administrator, vă comunicăm, asta e răspunsul primăriei noastre, vă comunicăm că veți fi informat în timp util, atât pentru afișare la vizierul primăriei, cât și telefonic cu privire la data, modalitatea de desfășurare a examenului în vederea obținerii atestatului. Această dată va fi stabilită o comisie de atestare în funcție de numărul de cereri depuse. Vă mulțumim pentru înțelegere, bla 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 bla, bla 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 bla, bla 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 bla. Din februarie și până acum nimic. Dar la altă primărie a depus cererea și uitați, nu vreau să-i dau numele băiatului, era nicio treabă. Uitați ce scrie aici. Certificat de atestare persoane fizice pentru calitatea de administrator de imobile. Sec. Nu? Frumos. Se poate. La altă primărie se poate. Uitați, aici semnătura. Primar, nu vreau să dau numele băiatului, că nu vreau să dau. Primar Vatamanu Ionel, secretarul orașului Târgu Frumos, Turcu Vasile. Deci, la alte administrații se poate face, se poate organiza eventual un concurs, se dă un certificat de atestare, se poate face treabă, nu? Târgu Frumos e mai mare ca orașul Pașcani? Nu, e mai mic. Târgu Frumos, credeți că avea cereri mai multe decât orașul Pașcani de înființare de asociații de proprietari și de oameni care cereau să fie eliberate certificate de atestare? Eu vă spun că nu. La noi e bulibășeala, în curtea noastră. În curtea noastră sunt încurcăturile. În curtea noastră. Mai este o cerere prin care el, persoana în cauză, pentru că era interesat, avea nevoie de a obține informații despre fosta lui asociație. Păi l-au învârtit referitor la cererea dumneavoastră prin care solicitați informații despre asociație de locatar, numărul. După cum v-am comunicat în adresa, această asociație de locatori nu mai funcționează în baza de date a compartimentului asociației de proprietari, neexistând informații solicitate dumneavoastră. De asemenea, vă comunicăm faptul că în baza articolului aliniatul și la legea 230, asociația de proprietari se înființează prin acordul scris a cel puțin jumătate plus 1 din numărul a proprietarilor de apartamente și spații cu altă destinație decât cea de locuință din cadrul unei clădiri. Acordul se consemnează într-un tabel nominal anexă la acordul de asociație. Pentru mai multe informații privind înființarea unei societăți de proprietari, adresați-vă compartamentului asociației de proprietari, telefon, interior și telefonul pot să-l dau acestui compartiment de asociații de proprietari, că poate mai lucrează cineva acolo și poate că este bine să fii săcăit de oamenii care vor să
0232-76-2300, interior 112. 0232-76-2300, interior 112. Dați-vă rog frumos telefon acolo și interesați-vă de asociațiile de proprietari. Vedeți, certificatele de atestare sunt semnate de primarul unei localități și de contrasemnează secretarul primăriei orașului respectiv. Foarte frumos și foarte ordonat. Orașe mai mici decât Pașcanul, care văd că reușesc să înființeze asociații de proprietari, să ajute cetățenii să înființeze asociațiile de proprietari, să dea certificate de atestare pentru persoanele fizice care au făcut acele cursuri, eventual să organizeze acele cursuri pentru persoanele interesate. Și aceste localități se vor dezvolta din punct de vedere a citadinismului și chiar nu numai a citadinismului, că bă, e un oraș, mai, dar se vor dezvolta și infrastructural, se vor dezvolta și din punct de vedere a investițiilor, pentru că, așa cum spune și legea de asociere, orice condominiu are membrii lui, aceștia vor lucra altfel cu firmele de servire, de serviciu. De exemplu, apă, operatorul de apă, operatorul de canalizare, operatorul de gunoi, de salubritate, operatorul de termoficare. Toate trec prin asociațiile de proprietari, plus că asociațiile de proprietari pot altfel să lucreze cu privire la securitatea spațiului lor și a scărilor de bloc și altfel. Toate legile sunt făcute pentru asta. Firmele când lucrează merg la asociațiile de proprietari, altfel să învârt banii pentru, chiar și pentru rebranșări, pentru branșări, pentru punere de instalații, în cazul apei noastre, cu care tot se vorbește, pentru facerea branșărilor individuale sau pentru scoaterea contoarelor pe casa scării sau pentru firmele care vor veni de la salubritate și vor cere sortarea gunoiului și sunt o parte din firme care vor face, într-un fel, pubele sau vor reuși să pună la dispoziție anumite tipuri de pubele, firma de salubritate numai va colecta acele pubele. Eu știu, sunt atâtea modalități prin care noi trebuie să știm, de la cetățeanul cel mai mic până la consilierul de la primărie și până la edil, cum să atragem fonduri pentru orașul nostru. Și cu cât atrage mai bine fonduri pentru orașul nostru, cu atât orașul nostru se dezvoltă. Uitați-vă, două modele de orașe mai mici care se dezvoltă, Târgu Frumos și Hârlău, cu investiții venite și cum se dezvoltă ele și se ridică. Și uitați un oraș ca Pașcaniu, care a avut doi primari înainte, acum îl are pe acesta, care nu a știut să tragă fonduri pentru dezvoltare și cum noi stagnăm și pe calea progresului să știți că nu există stagnare. Ori urci și progresezi, ori te duci în cap. Nu există, noi rămânem așa, echilibru, nu există. Ori te duci în jos, pentru că ei te iau ceilalți înainte, ori cauți și păstrezi ritmul și mergi în sus. Asta este formula economică, dezvoltarea economică. Aceasta este. Nu există, domnule, profit zero. Profitul zero înseamnă, până la urma urmei, că te duci tot în jos. Deci, ori mergi în sus și obții profit și creștere, ori mergi doar în jos. Pierdere, că ai venit, așa este pe chestie de plutire. Nu. În jos. La fel este absolut tot. Progres tehnic, da. Ori progresezi, ori te duci în jos. Nu există o cale de mijloc. Noi rămânem așa. Nu putem rămâne așa. Ori suntem cuplați la civilizația occidentală, la Uniunea Europeană, ori suntem cu adevărat oameni care vrem servicii de calitate și știm ce să cerem alor noștri, ori dacă nu, nu vom ști niciodată ce să cerem, ne vom dușmăni așa între noi, purtați de o parte și de alta de cei care ne vor învrăjbi, că nu, să nu ne ia aia, să nu ne ducă aia la Iași. Noi suntem pășcăneni, nu suntem ieșeni. Noi dacă nu ne racordăm aici și ne prindem ancorele de județul Iași și chiar de municipiul Iași, cu privire la investiții, mă refer, și nu facem parte din județul Iași din punct de vedere a investițiilor, murim ca localitate.
Asta trebuie să ne fie clar în minte, la toți cetățenii noștri. Acestea fiind spuse, cer colegului meu o mică pauză de publicitate. Continuăm după. Cosarom. Savurează diferența. În 10 ani am construit 514 km de drumuri, oferind o infrastructură corespunzătoare pentru 57 de localități din mediul rural și urban. De 10 ani comercializăm materiale de calitate, beton și fier beton, cărămidă și vecea pentru zidării, termoizolații, finisaje, acoperișuri și garduri. Vino și tu la depozitul din Târgu Frumos, strada Justiției, numărul 25, pentru a beneficia de o gamă largă de produse. Toți clienții beneficiază de consiliere tehnică, certificate de calitate, livrare gratuită și descărcare cu macaraua. Echisam, pasiune pentru drumuri, materiale de calitate. Brutăria Țac Țac. De aproape două decenii, reușim să facem ca produsele noastre să fie asociate sunetului atât de cunoscut al morii. Țac Țac însoțește cu pasiune și răbdare tot ceea ce știți că se învârte mai bine într-o brutărie cu adevărat domnească. Vă așteptăm să prindeți miresmele cuptoarelor unde pâinea și produsele de patiserie poartă pecetea domnească la brutăria Țac Țac. Cămin fericit înseamnă liniște. Cu tâmplăria PVC Tomplast ești ferit de orice disconfort, praf, zgomot sau frig. Sună acum la 0722-661-485 și ai 25% reducere. Transportul, montajul, sticla 4S și plasa pentru insecte sunt gratuite. Tomplast, pentru un cămin fericit. Dacă aveți nevoie de ferestre și uși, TJ Termpașcan oferă cel mai bun raport preț-calitate. În showroom-ul deschis de curând pe strada Ștefan cel Mare din Pașcan găsiți o gamă diversă de uși de interior și exterior fabricate din materiale de primă calitate. Ferestre din PVC cu două sau trei straturi de izolare termică și fonică superioară, fațade rezistente la condițiile atmosferice, prețuri de producător, calitate garantată. Fabrica de ferestre și uși TJ Term, partener VECA. Pentru relații și comenzi ne găsiți la numerele 0232711988 0722433503 sau pe pagina de internet tjitern.ro. Încă de la început am propus să oferim clienților noștri produse de calitate, la prețuri cât mai mici, la fel ca și în supermarketuri. Diferența este că magazinele noastre sunt amplasate aproape de casa ta, în zona în care locuiești. Deținem o platformă logistică proprie de distribuție pentru a achiziționa cantități mari de produse, așa încât să putem oferi clienților cele mai mici prețuri. Dorimer Market, comod și ieftin, aproape de casă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Bine, am revenit în emisiune, dragii mei telespectatori. Două știri așa subțirele. Legea alegerilor locale, primari aleși într-un singur tur, președinții de consilii județene votați de consilierii județeni.
scris de Cătălin Cojocaru pe btv.info. Camera Deputaților a votat miercuri propunere de modificare a legii alegerilor locale, astfel că președinții Consiliilor Județene vor fi aleși indirect prin vot secret al consilierilor județeni cu majoritate simplă, iar primarii vor fi aleși dintr-un singur tur. Potrivit celor adoptate de deputați, președinții consiliilor județene, dar și vicepreședinții și viceprimarii vor fi aleși în mod indirect prin vot secret de Consiliul Județean cu majoritate simplă. Aceștia vor putea fi demiși, însă la inițiativa cel puțin o treime din numărul consilierilor județeni cu majoritate calificată, adică voturile a două treimi din numărul total și motivat conform Mediafax. O altă prevedere a proiectului de lege adoptată este că primarii se vor alege într-un singur tur ca și în prezent. Proiectul de lege a fost susținut de majoritatea PSD, potrivit liderului liberal Ludovic Orban. Primarii PNL au cerut să se mențină alegerea într-un singur tur, dar că PNL dorește două tururi pentru că trebuie legiferat în interesul comunității locale și pentru democrație. Toate candidaturile vor trebui să fie însoțite de liste ale susținătorilor de minim 1% din numărul total al alegătorilor, dar numai puțin de 100 de susținători pentru comune, 500 pentru orașe de rangul 2 și 3 și 1000 de susținători pentru municipii și pentru București. Și încă o știre repede, Camera Deputaților a adoptat legea partidelor politice, un partid se poate înființa cu 3 membri. De pe Mediafax e luată știrea. Camera Deputaților a adoptat miercuri cu 290 de voturi pentru, 5 împotrivă și 20 de abțineri, proiectul de lege privind partidele politice, stabilind posibilitatea înființării unui partid cu 3 membri fondatori și eliminând criteriul teritorial. Deputatul PSD, Gabriela Podoașcă, a spus că PSD susține acest proiect fiind una din cele mai curajoase legi și va duce la o creștere a interesului oamenilor pentru politică, la o mai bună comunicare cu cetățenii. Deputatul DMR Arpad Marton a arătat că Uniunea susține acest proiect, fiind de acord cu ideile de bază a acestei legi, dar consideră că problema este în corelare cu celelalte legi. Partidele mici vor dispărea la primele alegeri parlamentare și locale. Deputatul PNL Ionuț Stroi a declarat că PNL susține acest proiect care reflectă realități sociale și valorifică principiul constituțional al pluralismului, aduce o competiție mai corectă și transparentă. Proiectul prevede posibilitatea înființării unui partid cu 3 membri, astfel că lista semnăturilor de susținere va conține cel puțin 3 membri fondatori, față de 25.000 de membri fondatori domiciliați în cel puțin 18 județe și municipiul București, dar numai puțin de 700 de persoane pentru fiecare din aceste județe, așa cum prevedea legea în vigoare. Prevederile creează posibilitatea de a înființa partide locale, independent de diviziunea administrativ-teritorială existentă, reducerea numărului de semnături necesare pentru înscrierea în alegeri, pentru toate tipurile de alegeri, desemnarea de candidați de către un partid politic singur sau alianță nu se mai raportează la două campanii electorale parlamentare succesive, ci la două campanii electorale succesive, cu excepția celei prezidențiale. Printre modificările aduse de propunerea legislativă se mai află și eliminarea codului numeric personal din lista de semnături de susținere a membrilor fondatori. Senatul a adoptat proiectul pe 22 aprilie, iar Camera Deputaților este for decizional. Uitați, domnilor, ne-aș ajută ăștia. Noi considerăm capabil să facă investiții pentru oraș. 3 prieteni se întâlnesc frumos, în loc să facă o societate civilă, fac un partid politic și dacă reușesc să se impună oamenilor, domnule, ei fac modernizarea orașului nostru, uite, îi votăm și minunat. Avem sau abemus papa, știi? Avem papa. Ceva în genul ăsta. Bă, tot. Vrem? Așa? Așa facem. Perfect, minunat. Nu ne mai încordăm așa degeaba. Avem televiziuni care să ne promoveze. Facem frumos, domnule, un partid politic. Uite, 3 persoane fac partidul politic, se impun, poate iese unul dintre cei 3 primar și patriotismul local va învinge și va fi foarte bun. Dragii mei, ce să putem spune? Trăim în țara noastră. Țara noastră specifică, membra Uniunii Europene,
care încearcă să intre și să facă în Uniunea Europeană o figură frumoasă, dar nu știe să respecte standardele europene. Poate vom învăța să respectăm standardele europene. Poate vom învăța să fim și noi ca nemții, ca englezii. Poate vom învăța să muncim și nu pe bani puțini. Poate vom învăța să muncim bine. Poate vom învăța să fim corecți. Dar un lucru am învățat la un curs. O profesoară renumită, doamna profesoară Huțu Carmen, ne-a spus așa: dragii mei, să știți că nu există societate civilizată. Există doar societate amendată. Deci dacă a fost amendată câteva generații, i s-a impus corectitudinea cu amenda. Eu nu spun că acum trebuie să trăim ca pe vremurile naziste, știi? Să fim amendați. Dar, într-un fel, în genul ăsta, se impune disciplina și se impune corectitudinea și se impune civilizația. Pentru că dacă lași așa la libertate, se la vii frumusețe și artă, nu spun că frumusețea și arta nu e bună, dar fără legi și fără respectarea legilor, uite unde se ajunge. Dacă tot am vorbit așa și numai un pic doar să spun, va fi nevoie în România noastră de câțiva ani cu DNA-ul la ușă. Va fi nevoie. Pentru că s-a prea furat 25 de ani, prea s-au îmbogățit, prea și-au făcut de cap, prea lucrează cu benzile mafiote și puterea, prea din astea. Și așa că va trebui să fie o perioadă de DNA. Asta e cert. Sper să nu se transforme într-un obicei. Și perioada asta nu să fie cât mai scurtă, ci să fie cât mai eficientă. Lungimea acestei perioade depinde de câtă mizerie se curăță din poporul român, din acest neam. Pe câți îi ducem la pușcărie și le recuperăm? Ne recuperăm, de fapt, averea, banii furați, sutele de miliarde de euro furate, bugetul nostru pe câțiva ani, pe care îl vor plăti și nepoții noștri. De aceea, foarte bine, să mergem înainte, să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea pace și înțelepciune, înțelepciunea românului ce de pe urmă, nu înțelepciunea unui cine știe ce, și să avem grijă de noi. Dumnezeu să ne ajute. O seară frumoasă!